Am revenit și ne ținem de cuvânt. Am anunțat că vom afla amănunte despre sindromul impostorului în această dimineață, ce este el și cum ne afectează viețile. Vom afla imediat de la Karen Rosner, psiholog. Bună dimineața, bine ați revenit! Bună dimineața, bine v-am regăsit! Vă mărturiseam înainte de a intra în direct că despre acest sindrom nu cunosc foarte multe amănunte și cred că sunt foarte mulți telespectatori care poate aud pentru prima dată acest termen. Ce este sindromul impostorului? Poate nu-l cunosc, dar foarte mulți o să se regăsească. Și chiar dacă nu are o denumire exactă, el se află cam la 30 până la 60% din populație. Nu putem număra și ști exact, însă să revenim la ce înseamnă sindromul impostorului. În primul rând, nu este un diagnostic medical și nu este o tulburare psihică. Însă, simptomele pe care le generează sunt neplăcute și dau o tulburare, o perturbare a vieții. În ce sens? Cel care are acest sindrom are tot timpul senzația că el nu este suficient de bun și nu este atât de bun precum ceilalți îl apreciază. Au impresia că este exact un impostor, că meritele pe care le are nu sunt, de fapt, meritate pe bună dreptate, ci, de fapt, el păcălește cumva pe cei care îl apreciază. Și atunci, el tot timpul trăiește cu teama că la un moment dat va putea fi demascat, iar acel moment îl privește cu groază și cu expectanțele unei emoții puternice de rușine. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că în copilărie, probabil, fie a fost un mediu auster, un mediu dur, care părinții nu au avut cuvinte de laudă, nu au apreciat copilul, indiferent cât de bine învăța sau făcea anumite lucruri, niciodată nu primea aprecieri. Și întotdeauna părintele îi spune, păi tu poți mai mult. Sau părintele începe să compare. Păi, tu ai luat 9, da, dar celălalt a luat 10 și a putut. Tu de ce nu poți? El se străduiește, la un moment dat are performanță, să tot timpul trăiește cu impresia că acea performanță nu este pe bună dreptate. Că, de fapt, a avut noroc, conjunctura a fost favorabilă, că, de fapt, a avut parte de persoane foarte indulgente, sau pur și simplu a fost o situație de moment, dar în general el nu poate să aibă acele calități. Și am să vă dau exemplu. Nu de mult a venit la mine un student, masterant, care îmi spunea că trece prin niște momente foarte dificile atunci când are lucrări importante de făcut la facultate. Și îmi spune că, de fapt, el este, cum se descrie, că este o persoană leneșă și că, de fapt, el nu învață foarte mult și că rezultatele lui nu sunt foarte grozave. La întrebarea mea, cum a parcurs facultatea, ce rezultate a avut, mi-a explicat că el nu a lipsit niciodată de la facultate, a fost prezent, că a luat note foarte bune, a avut o singură restanță pe tot parcursul facultății, dar a început să justifice. Da, eu am avut note bune, dar știți, am avut și noroc. Știți, subiectul, de fapt, a fost unul pe care l-am lucrat la seminarii. Tot timpul venea cu justificări. Nu accepta că el este un student, a fost un student bun, este un masterant cu calități și că facultatea lui este o facultate foarte grea și că el are niște calități pentru care este acolo, nu din bunăvoința unor profesori care l-au tolerat în facultate. Astfel se manifestă o persoană care are acest sindrom. Revenim la părinții și la relația din copilărie care influențează și care duc la acest sindrom, poate să fie și o laudă excesivă. Sunt copii care sunt lăudați excesiv, fără să fie meritul lor. Copilul înțelege când părinții exagerează. Iar acest comportament repetitiv îl face pe el să se simtă foarte neplăcut, jenat, atunci când este lăudat, mai ales în fața celorlalți.
Și el înțelege despre sine că, de fapt, nu este bun. Chiar dacă el va avea performanță la un moment dat, va trăi același sentiment de, da, dar eu nu sunt atât de bun, ceilalți mă laudă, dar, de fapt, eu nu merit laudele pe care le primesc. Nu sunt atât de bun. Nu acceptă. E, cum se va comporta în orice provocare nouă? În primul rând, el are și sindromul perfecționistului. Va dori ca întotdeauna lucrurile să iasă foarte bine. E, nu poți să fii atât de, de naiv să crezi că în viață poți să faci lucrurile perfect. Tins spre perfecțiune. Dar nu poți să ajungi acolo. E, dacă standardul este acesta, sigur că niciodată nu o să fii mulțumit de tine. În al doilea rând, în momentul în care el începe să facă o acțiune, să aibă o lucrare la serviciu sau chiar în relațiile lui personale, atunci când își propune să aibă un obiectiv nou, fie amână foarte mult să înceapă să facă ceva în acest sens, procrastinează până când ajunge la limită. Iar atunci, efortul lui este foarte, foarte mare, timpul îl presează foarte mult și la sfârșit senzația este că vrea să termine cât mai repede lucrarea, să scape de această povară, grijă și de acest sentiment foarte presant. E, sigur că la sfârșit va fi nemulțumit pentru că se gândește, da, da, dacă începeam mai devreme aveam timp și lucrarea mea ar fi ieșit mult mai bine. Și așa justifică sentimentul pe care îl are că nu este suficient de bun. Sau începe foarte devreme să facă lucrarea, investește foarte mult efort și la sfârșit este epuizat. Iar în momentul în care termină lucrarea, în loc să se bucure de realizări și să-și dea seama cu cât a contribuit și care este meritul, el va fi pur și simplu epuizat și va dori să treacă mai departe pentru că nu mai suportă să se gândească la acel proiect. Iarăși își confirmă sindromul, își confirmă temerile. Și așa intră într-un ciclu care nu se mai termină decât atunci când conștientizează că ceva este în neregulă și că acest sindrom nu îi aduce decât frâne în loc să îl determine să aibă succes și să-și dovedească că el poate. Acest sindrom este însoțit de emoții foarte puternice, de vinovăție, vinovăția că de fapt el nu este ceea ce pare și păcălește pe ceilalți, frica că va fi descoperit și atunci va fi ceva foarte grav și asta îl oprește de obicei să ia inițiativă, să lucreze pe cont propriu, să intre în anumite proiecte, pentru că are impresia că nu va face față și ceilalți își vor da seama și atunci mai bine renunță. Deci profesional poate să fie o frână. În relațiile personale, de asemenea, poate să fie o frână pentru că nu intră în relații, poate, de prietenie sau relații romantice, tocmai pentru că are această teamă. Eu nu sunt suficient de bun, celălalt mă percepe ca fiind mult mai bun și cu calități pe care nu le am, la un moment dat își va da seama și va fi dezastru în viața mea. Mai bine renunț. Alte emoții care însoțesc acest sindrom este o neliniște permanentă, o anxietate. Pentru că el este preocupat tot timpul să facă lucruri, să facă cât mai bine, să dovedească, se compară cu ceilalți și încearcă tot timpul să îi depășească pe ceilalți. Și sigur că pune presiune pe sine, presiune fizică, presiune psihică și starea de bine este diminuată. Din acest motiv, dacă acest sindrom persistă și se amplifică, el poate să ducă la stări de anxietate prelungite, permanente, de intensitate mare, chiar la depresie. Și vei spune, da, dar cum, de la un simplu gând că nu sunt suficient de bun să ajungi la depresie? Da, pentru că el este permanent și te însoțește în orice activitate pe care o ai, în orice inițiativă pe care tu ar trebui să o ai. Și atunci este o frână. E un sentiment permanent de nu sunt bun, nu sunt suficient, nu o să fiu în stare de nimic în viață, nu o să realizez ceea ce mi-am propus, deci sunt un ratat. Frica de eșec este permanentă și da, poate să ducă la elemente depresive sau chiar la depresie. Am zâmbit pe măsură ce povesteați pentru că ați avut dreptate. Am început să mă regăsesc în tot ceea ce ați explicat până în acest punct.
V-am propus să intervin atunci când am o curiozitate și sunt convinsă că e un subiect foarte amplu și posibil să nu reușim să atingem toate aspectele astăzi, așa că, cu permisiunea dumneavoastră, aș vrea să splituim această discuție și să mai revenim o dată asupra subiectului alături de dumneavoastră, dar v-aș întreba pe două direcții. În primul și în primul rând, dacă cei de acasă s-au regăsit, cum este și cazul meu. Mai departe, ce facem dacă sesizăm în noi nevoia de schimbare, nevoia de a reuși să înțelegem mai bine acest fenomen, a reuși să înlăturăm aceste frâne de care, cu care ne confruntăm și alt aspect, ce ar putea să facă părinții? În primul rând, faptul că cineva conștientizează este primul pas cel mai important. Următorul este de a verifica acele hărți mentale care au condus la aceste convingeri disfuncționale. Sigur că dacă apelează la un psiholog, îi va fi mult mai ușor să ajungă la originea, la momentul zero, atunci când s-au format aceste convingeri disfuncționale. Și de obicei sunt în copilărie sau maxim în adolescență, da? De obicei sunt în copilărie. Și persoana va reevalua și își va actualiza datele, pentru că nu mai este copil, nu mai are nevoie de aprecierea părinților să-i spună dacă este bun sau nu, va înțelege că acea metodă nu a fost una eficientă pentru el, iar în prezent se va concentra foarte mult pe ceea ce este pozitiv în viața lui, pe realizările pe care le are, pentru că o astfel de persoană nu va sesiza că pe parcursul vieții a avut foarte multe realizări, a parcurs etape foarte dificile și le-a trecut cu bine. Și va sesiza doar momentele în care nu a fost suficient de bun. Va înceta să se compare cu ceilalți, pentru că dacă o să fie permanent capcana asta de a ne compara cu ceilalți, sigur că vom găsi întotdeauna persoane care au realizat mai mult sau au prins un job mai bun decât noi. Și vom înceta să ne comparăm, ci ne vom compara cu un ideal al nostru, un reper pe care îl fixăm și care rămâne constant. Nu ne vom plia pe fiecare situație, fiecare persoană pe care o întâlnim și să ne reproșăm că nu avem aceeași performanță, că nu putem avea aceeași performanță pentru că nici interesele noastre nu sunt similare. Și ne vom focaliza pe ce este important pentru noi, vom prioritiza lucrurile importante din viața noastră și atunci acest ghid de viață ne va da convingerea că noi suntem pe drumul cel bun și de fapt am realizat foarte multe lucruri și facem ceea ce ne place și ceea ce ne dorim, fără să avem tentația să ne gândim că da, dar celălalt dacă a făcut mai mult înseamnă că el este bun și eu nu sunt acolo. M-am mai liniștit, să știți, am început să respir ușurată pentru că nu pare atât de dificil, dar necesită răbdare, necesită identificare, în primul rând. Să identifici că de asta faci, că este un comportament învățat pe care îl faci de foarte multă vreme și chiar dacă pare facil și pare facil de a-l îndepărta, o să își dea fiecare seama că nu este ușor să descompui un tipar mental pe care l-ai format și care are puterea asupra ta, să-l deconstruiești și să-l reconstruiești într-o formă funcțională pentru tine. Dar este important să te gândești și să ai un echilibru între aprecierile pe care le poți avea față de viața ta. Nu să extragi doar ceea ce nu ți-a convenit, ceea ce ai fi vrut să fie altfel. Pentru că dacă te vei opri doar la acele lucruri pe care nu le-ai realizat, sigur că vei avea ocazia să trăiești sentimente de regret, de neplăcere cu tine, să te depreciezi și asta nu duce la nimic bun. Așa cum am anticipat, informația fiind foarte amplă, nu reușim acum să răspundem la toate întrebările. Aș vrea să revenim asupra acestui subiect și dacă astăzi ați răspuns la întrebarea ce fac cei care s-au identificat, să încercăm să ajutăm și o altă generație. Poate să-i sfătuim pe părinți cum să navigheze mai ușor pentru a ajuta pe copiilor să nu aibă aceste probleme la maturitate. Așa că data viitoare sper să putem să le venim în ajutor atât părinților cât și copiilor care Este foarte important ca fiecare să se gândească la sine și să vorbească despre acest subiect cu alte persoane, să-și dea seama că nu sunt o excepție, că multe alte persoane din anturaj, din jurul lor, au aceleași gânduri și aceleași emoții,
că percepția nu este una corectă și din acest motiv rezultatele poate nu sunt atât de eficiente și la nivelul pe care l-ai anticipat. Vă mulțumesc tare mult că ne-ați trecut pragul în această dimineață și că ne-ați lămurit asupra acestui subiect. Cu drag, subiect. Ca întotdeauna foarte scurt. Vă așteptăm și data următoare. Exact. Și de asemenea vă îndemnăm pe dumneavoastră cei de acasă, dacă v-ați recunoscut în acest subiect sau dacă ați recunoscut pe cineva din familie, de ce nu puteți să dați share acestei emisiuni, o găsiți pe Facebook, cu siguranță pe Metropola TV. Cine știe, poate cineva are nevoie să audă aceste informații, poate că cineva va respira la fel ca mine ceva mai ușurat după ce va auzi că este ok, este normal și trebuie să avem curajul să recunoaștem anumite aspecte cu care ne întâlnim. Mai departe, ne întâlnim cu prietena noastră veche și bună, Mara Cristea, care ne povestește câte ceva despre machiaj în această dimineață și învățăm de la ea ce înseamnă cut crease și ce facem cu eyeliner. Și bine ați revenit pe canalul meu. În cazul în care ești pentru prima oară aici, bună! Eu sunt Mara, sunt make-up artist și activez și în social media. Aici pe YouTube am tutoriale săptămânal foarte explicite. Pe Facebook și Instagram ne vedem zilnic cu story-uri, postări, reel-uri. Mai nou sunt și pe TikTok, acolo mă mai apucă dansul din când în când. Dacă îți place conținutul meu și ești pasionată de beauty și de make-up, te rog frumos să-mi dai un subscribe atât aici pe YouTube, cât și pe celelalte rețele de socializare. Bun, hai să trecem la machiaj. Am făcut acest look, o să vă arăt câteva produse noi foarte mișto, așa că hai să trecem la treabă. Nu este pregătit, mai am doar să îmi pun primerul meu de suflet. Fondul de ten de astăzi este un fond de ten pentru tenul mixt sau gras. Este și foarte lejer pe față, se simte extraordinar. De fapt, uiți că ai fond de ten pe față. Acum pun un pic de corector, bineînțeles, să știți că el este în nuanța light pale. Peste o să folosesc din nou anticearcănul meu de încredere Born Like This Concealer. Este unul destul de puternic, are acoperire foarte mare, așa că pun doar aici, atât. Ca de obicei, puțină pudră, că na, am nevoie. Trec repede și la conturare. Am aici niște combinații nebune, pe astea două și cu ăsta. Uite cât de frumos e. Trec acum la blush. Coral este numărul 3. Și este o piersicuță așa spre coral. Trec acum și la sprâncene. Aici avem produsul cremos și aici avem pensula, care chiar este foarte folositoare. E plată, fermă, e și foarte rezistent. Produsul este pigmentat, adică nu trebuie să dai de 5 ori ca să ți se coloreze. Iar acum trec la un brow mascara. Produsul ăsta le și fixează puțin, le și colorează. Poate fi folosit și individual. Mie îmi place foarte mult atunci când am o zi, nu știu, cu un machiaj foarte lejer. Bun, să trecem la machiajul ochilor și astăzi vreau ceva așa, nu știu, intens. O să merg undeva în zona asta. Am și niște pigmenti tot de la ei, trebuie să așteptați să vedeți cât de mișto se văd. Încep cu roșcatul ăsta, se numește Zen. O să îl pun în colțul extern, prin mișcări de tapotare. Iar de aici o să-l extind un pic spre interior. Vedeți că l-am și ridicat deasupra pliului destul de bine. Cu o pensulă curată, vedeți că e un pic definită, vin și estompez marginile. Fac mișcări circulare, destul de mici și cumva pe loc, nu vreau să trag prea mult de fard. Acum o să iau o culoare de trecere și combin Obsessed cu Hot Dream. Și la fel, foarte light din peste. Mă ocup acum și de pleoapa inferioară. Și ăsta e momentul în care pot să dau direcția. Pot să las fardul să fie pe rotund sau pot să îl alungesc. Iar acum să tăiem pliul. Folosesc o pensulă foarte plată de la Metro. Este cea mai bună pensulă pentru
pentru Cat Crease și mai au anticearcănul meu pe terminate. Acum, o să mă uit înainte. Pensula. Nu în pliu, dar fix aici, cum aș privi înainte, să nu fie nici prea sus, dar nici prea jos. Iar acum continui. Încep să finisez linia. De asta vă trebuie o pensulă foarte plată. Peste o să vin cu un fard cremos. Iar peste folosesc un pigment absolut genial, se numește Light Marigold sau Marigold. Arată fix ca aurul. Așa, iar acum ca să intensificăm și mai mult toată treaba, că noi de ajuns clipici și roz și așa mai departe, voi folosi un eyeliner. L-am descoperit de curând, eu sunt fan eyeliner în borcanele, doar că ăsta este atât de precis și de rezistent. Și pentru că este super sharp, o să pot să fac și colțul ăsta din interior, ca să fac așa un cat eye mișto. Boo, boo! E super, super sharp, îmi place maxim. Acum urmează partea de finisare. Iau o pensulă foarte subțire în unghi, asta este de sprâncene. Și cu primul fard vin exact acolo unde am tăiat pliu. Aici în interior îl pierd puțin, dar fac asta pentru că vreau să intensific și mai mult contrastul ăsta dintre prima culoare și sclipici. Și acum blenduiesc foarte ușor, că nu vreau să... Vreau doar aici să fie o linie dreaptă deasupra, vreau să fie blenduit. Cam așa arată, așa arată și mâna mea. Și acum o să folosesc repede puțin iluminator. Dacă ai pus cu o pensulă din asta de blending, gen pentru ochi, este absolut orbitor. Acum, repede un pic de mascara, repede și niște gene doar în colțul extern. Ia să vedem ce facem cu buzele. Poate să merg pe nuanța asta, dar mai întâi trebuie să îmi dau un contur, că nu pot fără el. Cam asta este pentru astăzi. Asta este machiajul. Eu v-am pupat, mă duc să-mi fac poze și ne vedem săptămâna viitoare tot aici. Pupi! Pa! Ca de obicei, machiajele realizate de Mara Cristea sunt absolut superbe și ca să nu se supere nimeni, să știți că și băieții sunt vizați în această dimineață și nu numai. Dacă sunteți în căutare de un serial bun pentru acest weekend, e bine să știți că aflați toate informațiile de pe canalul de YouTube Recenzii Filme Cinema și de data aceasta vorbim puțin și aflăm mai multe informații despre serialul Boba Fett. The Book of Boba Fett, sau povestea lui Boba Fett, nu cartea lui Boba Fett, cred că asta am vrut să spună, este un serial nou, Disney, Star Wars, suntem în lumea Star Wars și asta e cam singura bilă albă, din păcate, dacă vreți să știți că e la același nivel cu Mandalorian, presupun că toată lumea o să facă comparația cu Mandalorian, care a fost foarte mișto per total, asta este jumătate din Mandalorian, la, cam la toate capitolele, în afară de faptul că suntem în lumea, universul Star Wars. E de ajuns de interesant acest lucru, în rest aș putea chiar să mă duc să spun că e aproape penibil. Nu mă înțelegeți acum că e groaznic, știi? Nu e groaznic, dar are niște tente de penibil acolo. Producția e mult mai slabă, o fi bugetul mai slab. E creat, scris de Jon Favreau, care a creat și Mandalorian și, mă rog, regiza Lion King și Iron Man, primul și mai multe chestii, nu știu ce, dar două episoade sunt regizate de Robert Rodriguez, dar nu știu ce se întâmplă, e... Se simte foarte ciudat atmosfera, regia, editarea, act,
actorii cu platouri, foarte multe platouri super curate, nisipul super curat, străzile, totul e așa parcă prea fals, se simte fals, nu s-a mai simțit așa în nimic Star Wars până acum. Nu e la modul groaznic încă o dată, știi? Dar e vizibil, adică e ceva, nu știu, sunt câteva idei presărate bune acolo în scenariu cu... Ți arată ce se întâmplă după Mandalorian cu Boba Fett, știi ce face, ce greutăți întâmpină cu aia, unde se duce personajul. Ți arată ce s-a întâmplat după ce a căzut, imediat după ce a căzut în Sarlacc Pit, în groapa aia cu planta aia care l-a mâncat, știi? Adică ideile nu sunt rele, știi? Doar că și el, personajul, e mult mai slab. Am înțeles că e bătrân, dar e mai slab decât a fost în Mandalorian. Prezența personajului e... Ok, am înțeles că vor să-l facă personaj super pozitiv, mamă, frate, știi? Dar nu-ți pasă, e aproape penibil, e slab. Și nu mă refer slab fizic, pentru că nu e chiar slab fizic. Arată mai bine decât arăta în Mandalorian, dar tot, nu știu, am încercat cu CGI, câteodată n-are haine pe el și e mai fit, e mai buff, e mai mare, așa, nu știu ce, dar cu haine pe el, nu știu dacă a fost CGI acolo, pentru că cu haine pe el îi pun și centurile alea și toate chestiile tot timpul pe burtă, în loc să mascheze, parcă mai rău adaugă. Îmi plăcea dacă îl lăsau ca în Mandalorian. Am înțeles, ok, Boba Fett e bătrân acum, ok, foarte bine, fă ce ai făcut cu Batman, știi, că sunt... Multe ilustrații Batman bătrân și foarte mișto, e tot Batman, doar că e bătrân și a schimbat tacticile, strategiile, e alt personaj, aproape alt personaj. Bă, dar e tot Batman, frate, știi? Așa puteai să faci și cu Boba Fett, care mai mult e doar renumele, știi? Adică noi nu prea l-am văzut pe Boba Fett făcând nimic, știi? În Mandalorian, da, am început, am văzut ceva acolo, ok, mișto, bun. Aici era, cum era momentul? În serialul nou al lui Boba Fett era momentul să-l faci șmecher. Nu sunt nici aproape de șmecher. Nu e deloc șmecher. E chiar slab, își ia bătaie, e destul de penibil. Nu, încă o dată, nu o luați chiar în halul ăla, pentru că, ok, înțeleg, e bătrân, știi, a trecut prin multe, e slăbit, să zicem, știi, asta vor, în direcția aia vor să meargă. Dar, nu știu, l-au făcut și înainte, adică după ce iese din groapă și îți arată ce s-a întâmplat cu el după aia, și acolo era destul de slab. Bine, ok, slăbit, a stat acolo, era vai de capul lui, bătut și vai de capul lui, știi? Și, ok, am înțeles, dar să-l arăți că se antrenează acum, știi? Adică e cam ciudat să-l arăți pe Boba Fett că se antrenează, ai un colaj din ăsta făcut, montaj de clipuri cu el antrenându-se, parcă nu prea merge la Boba Fett. Ok, hai să zicem că na, se antrenează cu, nu o să vă zic ce specie, ce, dacă nu ați văzut trailere. Mi-a plăcut ideea să intre un pic mai mult, să dezvolte un pic mai mult specia aia din vechea trilogie Star Wars. Parcă se cam prea repetă speciile și personajele și, mă rog, speciile care apar de extraterestri și de creaturi, deja în Bad Batch, în Mandalorian, în filmele noi, parcă prea sunt aceleași, am înțeles, fan service, ok, ai făcut-o bine în Mandalorian și în Bad Batch, aici parcă e prea in your face, parcă e prea fals, parcă e prea, nu știu, nimic nu a prea mers, sunt idei bune presărate în scenariu, dar nu prea le-a ieșit restul, scenariul de lângă cele câteva idei. Nu prea au construit mare lucru. Hai bine, hai să vedem unde se duc, știi? Dar nu mi-a inspirat deloc putere, între ghilimele, sau cum vreți să o luați personajul, știi? Nu mi se pare deloc un personaj mișto făcut în serialul ăsta. Adică, bun, acum e mai slab, că e mai bătrân, că e mai ruginit, că e mai bătut. Ok, hai să vedem în următoarele episoade, hai să vedem. Dar parcă e prea... Știi, adică e totuși Boba Fett, știi, și tot așa cam bătut joc un pic de el, să vedem, nu știu, că sunt unele momente, știi, sunt unele scene în care, mamă, frate, îl filmează și e editată scena așa, știi, regizată în așa fel încât gata, frate, a venit Boba Fett acum, știi, da, dar mai devreme mi-ai arătat că nu prea e și după aia mi-arăți că, și după aia a mai fost aia, nu știu ce, și după aia mi-arăți o scenă în care ar trebui să fiu gen, oh, stai că vine Boba Fett. Nu, ești gen, da, a venit Boba Fett, probabil că îi bate pe ăștia, dar
Nu știu. Asta e oarecum și o temă, că trebuie să inspire teamă și toată lumea îi spune, bă, tu trebuie să inspiri teamă, știi, în prezent cum ar veni și trebuie să faci aia și aia. Și el zice, nu, o să fiu personaj mult mai pozitiv acum și o să, na, vreau să mă respecte și nu știu ce, dar fiind corect și ok, dar... Na, scenariul nu te ajută și dacă mai adăugăm și cum e editat și filmat și producția nu foarte grozavă și, bă, nici actorii nu sunt extraordinari neapărat, nu știu, dar cred că mai mult regizorul și Robert Rodriguez, știi? E de vină, s-ar putea? Nu prea pot să zic că mi-a plăcut. Adică dacă nu era Star Wars și Boba Fett și, mă rog, e de ajuns de interesant doar a premisa asta, nu m-aș mai fi uitat dacă era orice altă lume și altă chestie. Nu m-aș mai fi uitat dacă nu știam personajul, lumea, nimic, știi? Eram, nu, e slab, știi? Dar o să mă uit în continuare și unele chestii n-au fost rele neapărat, știi? Dar, mamă, frate, adică e o scenă în care te gândești, bă, ce dracu, ăsta e Boba Fett? Adică e la un moment dat ținut captiv și nu prea poate să facă nimic de un copil. E un copil. Un băț. Un copil cu un băț. Și un câine, un fel de câine. Hai să zicem că n-a vrut neapărat, că nu era chiar în poziția de, să zicem. Dar tot dă senzația de Boba Fett, cam nu prea poți să facă nimic cu un copil cu un băț și un câine. Subscribe, vă rog, dacă vă abonați și un clopoțel acolo pentru notificări și un like. Mersi foarte mult. Pa, da, pa, da, pa. Pe final de emisiune ne-am gândit să vă dăm așa o temă de gândire pentru weekend și pentru că zona aceasta a alimentației a evoluat foarte mult și vedem pe Instagram fel de influencer care ne spun ce anume să consumăm și ne vorbesc foarte mult despre aceste intoleranțe la gluten, la lactoză, la fructoză și așa mai departe. Ne-am gândit să venim în această dimineață cu informații avizate și alături de noi se află Maria Martac, nutriționist. Bună dimineața, bine ai revenit! Bună dimineața, bine v-am găsit! Ne conversam așa înainte de a intra în direct și îmi spuneai că fix acum un an pe vremea asta ne-am Ne-am văzut. văzut ultima oară. Da. Atunci vorbeam despre diete după sărbători. Acum suntem ceva mai aproape așa de a considera că a început anul în forță și suntem mai bine echipați și pentru altfel de subiecte. Sper. Vorbim despre aceste intoleranțe și am sesizat pe social media mai degrabă acest trend cu intoleranța la gluten. Ce este de fapt intoleranța la gluten? De ce ar trebui să evităm sau cum să ne dăm seama că avem o astfel de intoleranță? Când vorbim despre intoleranțe, vorbim despre un deficit de enzimă, deci ele afectează în special tubul digestiv. Asta în general. În cazul glutenului, care este proteină din orz, grâu, secară, sunt trei forme de afecțiuni. Intoleranța la gluten, care este și boala celiacă, sensibilitatea non-celiacă și alergia la gluten. Toate au manifestări asemănătoare și atunci este foarte greu de diagnosticat. Este neapărat necesar să mergem la un medic gastroenterolog, să facem să parcurgem toți pașii. Manifestările sunt digestive, în mod special, balonare, dureri de burtă, gaze, diaree, dar nu numai. Adică ele pot duce la anemii, la anxietate, deci pot implica și alți factori. Și atunci nu este un trend, este o boală serioasă. Cine are o sensibilitate sau alergie la gluten, trebuie să aibă mare grijă să excludă glutenul din alimentație. Spuneai mai devreme că sunt foarte multe produse care conțin gluten. E dificil pentru cineva cu o astfel de intoleranță să navigheze și să aibă o alimentație echilibrată? Da, este dificil. Suntem cumva o țară agrară, ne bizuim pe grâu și pe toate derivatele și atunci glutenul, deși trebuie să fie evidențiat, bolduit pe etichete, el poate fi ascuns în alte forme și atunci fiecare pacient sau persoană care are o sensibilitate sau este diagnosticat în această direcție, trebuie să urmărească foarte clar eticheta. Glutenul este obligatoriu să fie menționat în cazul în care există. Și mare atenție, nu doar în făinoase, unde ne așteptăm să existe gluten, dar el poate exista și în mezeluri, și în dressing-uri, și în prăjituri. Adică amidonul, de exemplu, poate să fie amidon de grâu și el să fie cu gluten.
Cunosc pe cineva care cu siguranță nu are intoleranță la gluten, aura producătoare a emisiunii, mănâncă pâine și nu se îngrașă, e un fenomen mondial, nu-mi dau seama, nu-mi explic. Dar mai avem parte de informații în mass media despre intoleranța la lactoză. Și aici aș vrea să lămurim un aspect, mit sau adevăr, că 90% dintre oameni sunt alergici sau au intoleranță la lactoză. Ca să stabilim asta, când vorbim de intoleranță, ne referim la tubul digestiv, la un deficit de enzimă. Când vorbim de alergie, ne referim la sistemul imunitar și acolo lucrurile sunt complicate și uneori ne poate pune viața în pericol. Revenind la alergia, la intoleranța la lactoză, este adevărat, foarte mulți oameni sunt intoleranți. După vârsta de 3-5 ani, adică după copilăria mică, teoretic ne scade cantitatea de lactază, adică enzima care metabolizează acest zahăr din lapte, din intestin. Cantitatea scade pentru că teoretic n-ar trebui să mai mâncăm lapte crud. În schimb, am putea să mâncăm foarte bine derivate, lactate, fermentate, acelea care conțin probiotice de tipul iaurt, chefir sau alte produse fermentate. Deci nu este mit, este adevăr, dar pornind de la această idee putem să urmărim. În momentul în care mă simt balonată sau am un disconfort gastric, mă uit ce am mâncat în ultimele 24-48 de ore și dacă este vorba de un lactat, am grijă să le elimin pentru o perioadă să văd dacă mă simt bine. Dacă ne referim la intoleranța la lactoză, când fierbem laptele, păcălim puțin lucrurile? Nu. Absolut deloc? Nu. Nu. Deci ea doar dacă este descompusă, respectiv tăiată această lactoză. Mai există varianta de lapte delactozat, din care efectiv s-a scos lactoza naturală din lapte și s-a introdus zahăr. Nu știu dacă este o variantă bună. Fiecare decide. Mai există câteva tipuri de intoleranțe și poate sunt ceva mai puțin cunoscute, de exemplu intoleranța la fructoză. Pe aceasta cum o depistăm? Este foarte întâlnită și ea. Mai puțin cunoscută, se discută mai puțin despre ea, dar este poate la fel de întâlnită ca și cea la lapte, la lactoză. Oamenii mănâncă din ce în ce mai multe fructe și mănâncă și mese exclusiv de fructe și mese la începutul și fructe la începutul mesei și fructe la sfârșit, fructe tot timpul. Și îmi și spun pacienții, da, sunt sănătoase. Sunt sănătoase, dar dacă vedem că avem un disconfort după consumul lor, ar trebui să ne gândim. Mere, pere, seara, așa, un fruct înainte de culcare. Păi sigur n-o să dorm bine, pentru că este tot un deficit de enzimă. Fructoza nu este bine metabolizată în intestin, atunci ea ajunge în colon și acolo fermentează. Mai avem parte de intoleranța la cafeină. Și acum, vorbind despre cafea dimineața, s-ar putea să fie oameni în fața televizoarelor care să-și pună câteva semne de întrebare. Cum se manifestă ea? Aici este implicat pe lângă sistemul digestiv și cel respirator. Putem să avem niște bătăi accelerate ale inimii sau să avem insomnie, iritabilitate, nervozitate. Acum fiecare are o anumită toleranță la această cafeină. Teoretic, între 200 și 400 de miligrame n-ar trebui să fie o problemă. Dar dacă sesizăm asta, evident, cel mai bine este din nou ori să reducem, ori să excludem cafeaua sau să luăm decaf. Din experiență, există oameni care nu au intoleranțe? Nu știu să vă spun prea asta. Puțin. Prea puțin, da. Dar să ai o intoleranță nu este un lucru, cum să spun, cu care să trăiești. Adică putem să avem grijă să excludem. Adică nu e normal să avem o intoleranță și nici nu e normal să ne simțim balonați sau să avem disconfort. Carbohidrații ne afectează din această perspectivă? Există oameni care au intoleranță la carbohidrați? Da, există acea dietă cunoscută FODMAP, în care vorbim de carbohidrați, oligosaharide, polizaharide, polioli, din fructe, din miere, din îndulcitori, din anumite băuturi energizante, care, din nou, pot să ne dea disconfort și e asociată de multe ori cu sindromul de intestin iritabil. Aici este recomandată excluderea pentru 3-6 luni a tuturor acelor fructe care ne dau acest disconfort și reintroducerea în cantități mici și urmărind efectele. La nivel de conștientizare, oamenii sunt
conștienți că pot avea astfel de intoleranțe? Nu. Și este un soi de acceptare, adică sunt balonată. De când? De mult. De ce? Nu știu, am mâncat ceva sau mănânc ceva și mă balonez. Ce? Nu știu. Deci ar trebui, un jurnal alimentar ne-ar ajuta foarte tare. Dacă simțim aceste disconforturi care se repetă, putem să luăm un jurnal și să ne notăm pur și simplu ce am mâncat, toate alimentele, ce am băut, că uneori și sucurile sau cafeaua sau vinul, există și la vin o anumită intoleranță, să ne le notăm și să vedem ce anume în următoarele ore, de la 2-4 ore până la 48 de ore, ce ne-a creat disconfort. Începem să excludem și putem să avem, nu știu, o viață mai bună. Avem și o întrebare din partea regiei. Care este diferența între intoleranță și alergie? Cum spuneam mai devreme, intoleranța afectează în primul rând sistemul digestiv, următor asociat, nu știu, pe piele sau sistem cardiovascular sau nervos, în vreme ce alergia implică întotdeauna sistemul imunitar și lucrurile pot deveni foarte serioase până la anafilaxie sau a ne pune viața în pericol. Iar în cazul laptelui, unde se face foarte mult confuzie, vorbim de alergie la proteina din lapte, la caseină, și vorbim de intoleranță la lactoză, adică la zahărul din lapte. Dacă nu suntem vigilenți și nu descoperim din timp aceste intoleranțe, cum suntem afectați? Disconfortul de care spuneam, gaze, diaree, dureri de burtă, reflux gastric sau, până la urmă, anemie, oboseală, nervozitate, erupții pe piele și dermatita atopică este asociată adesea cu aceste intoleranțe. Am înțeles că în cazul acnei, de exemplu, există această prezumție că laptele ar putea să agraveze. Vorbim de această acnee care poate să fie și ea un simptom al intoleranței la lactoză și atunci medicul gastro ar trebui să facă echipă cu dermatologul și să vadă dacă pacientul poate să-și îmbunătățească starea și cu acest regim. Putem să descoperim aceste intoleranțe și la vârste fragede? Da, sigur. De când începe diversificarea ne putem da seama dacă bebelușul și copilul mic dezvoltă anumite alergii sau intoleranțe. La el, de exemplu, poate să fie și la ou, și la gluten, și la glutamat sau la alți îndulcitori cu care mamele experimentează sau aditivi, ei pot fi sensibili. Histamina poate fi și ea o problemă. Unele se rezolvă la 4 ani, la 8 ani, pe măsură ce sistemul imunitar al copilului se maturizează, dar cu anumite lucruri rămânem, iar altele le dezvoltăm ca și adulți, adică în momentul în care, cum spuneam, exagerăm cu anumite alimente, putem să dezvoltăm lucruri pe care nu le aveam în copilărie. Când este important să ne adresăm medicului nutriționist? Sunt lucruri pe care putem să le gestionăm singur sau ne pot depăși la un moment dat? Când vedem că lucrurile durează mai mult timp, când vedem că nu ne mai descurcăm singuri. Deci nu este o stare de bine să fii balonat sau să te doară burta sau să fii constipat sau să ai diaree. Deci ar trebui să ai un stil de viață sănătos și dacă vezi că nu te descurci cu ceea ce te-ai gândit să faci, e cazul să mergi ori un gastroenterolog, ori un nutriționist, prima dată medicul de familie, ca să vadă în funcție de ce îi relatezi, încotro te îndreaptă. Când vine vorba despre balonare, cred că toți am primit această recomandare de a consuma cărbune activ. Este sau nu de folos? Da, poate să fie de folos. Teoretic, această balonare este în colon. Deci noi în colon avem bacterii, colonii de bacterii, care determină fermentație și putrefacția rezidurilor care ajung acolo. Dacă aceste reziduri conțin zahărul de care vorbeam, lactoză, fructoză, nemetabolizat cum trebuie de-a lungul intestinului subțire, acestea îl fermentează și apar acele gaze pe colonul ascendent, transvers, descendent. Și în momentul ăla avem dureri care radiază în tot abdomenul. Și da, cărbunele poate fi, dar din nou, putem să ne tratăm singuri acasă sau putem să mergem să vedem un tratament pe care ni-l urmărește cineva și
noi tratăm efectul. Ar trebui să ne ducem în spate și să vedem ce anume a determinat această balonare și, cum spuneam, să excludem. Și în ultimul timp mă întreba cineva mai devreme dacă s-au înmulțit. Nu, dar mâncăm foarte mult mâncare semi-preparată sau mâncarea aceasta fast food, gata făcută, care are foarte mulți aditivi, foarte mulți indulcitori pe care nu-i știm. Adică noi comandăm ceva și nu știm exact ce anume conține și mâncăm repede, pe fugă. Acea mâncare nu este cea mai proaspătă, să fim serioși, și toate astea ne duc nu numai că ne îngrășăm, dar avem și acest disconfort. Din punct de vedere emoțional, cum ești impactat de o intoleranță? Îți schimbă modul de viață, modul de a simți, relațiile interumane? Păi, în primul rând cu tine, că poate nu mai intri în aceeași măsură de haine. Pe urmă, ai așa o stare din asta de neliniște la serviciu, în mijloace de transport în comun. Nu te simți bine, te simți umflat, te simți greu. Și după aia încerci diverse soluții pe care le-ai văzut la televizor sau ți le-a spus o prietenă. Pentru că discutăm despre astea și tu ești balonată, da, dragă, și eu sunt balonată și ce ai făcut? Și de aici începe așa, sau scriem pe Facebook sau pe alte rețele și cineva se găsește care să ne dea un sfat. E foarte important să reușim să navigăm și să filtrăm informația și să conștientizăm că mai bine, având atât de multă informație la dispoziție, mai bine întrebăm un specialist. Da, mulțumim. Și fiecare suntem diferiți, adică nu se potrivește tot la toată lumea. Mulțumim tare mult pentru toate informațiile și sper să ne revedem ceva mai curând. Și eu, poate mai devreme de un an. Mulțumesc! Noi, să știți că am ajuns pe final de emisiune, dar înainte de a ne lua la revedere, aș vrea să ne întâlnim puțin, foarte puțin, cu colegul meu, Valentin Gheorghe. Bună ziua! Bun găsit, Georgia. Ciorile primesc jumătate de milion de lei de la Primăria Capitalei. Atât costă investiția care ar trebui să alunge păsările din Parcul Cismigiu. Aflăm imediat în jurnal cum s-ar putea realiza acest lucru. Piața criptomonedelor facilitează spălarea de bani. 9 miliarde de dolari a fost suma pe care infractorii au tranzacționat-o în mediul virtual anul trecut. Vorbim cu un specialist IT despre cum este posibil acest lucru, iar spre finalul jurnalului vă voi spune și ce vârstă are cea mai bătrână țestoasă din lume. Vă aștept în câteva momente la știri. Rămâneți pe Metropola TV. Îți mulțumim, Valentin, pentru toate aceste informații. Cu Valentin vă revedeți în câteva momente la fix. Ei bine, da, în Parcul Cismigiu există câteva probleme. Mi-am parcat odată mașina acolo, am regretat amarnic decizia și posibil să vă folosească această informație pe viitor. Vă mulțumesc tare mult că ne sunteți alături și vă aștept de luni să ne revedem la matinal de la 9 fix, exact așa cum v-am obișnuit. Azi vreau să mulțumesc mie pentru ținuta relaxată pe care am îmbrăcat-o, un fel de casual Friday. Sper să fie la fel lucrurile și pentru voi, să aveți parte de un weekend minunat și să reveniți în fața televizoarelor la matinal de luni. Pupici tuturor!